Salut, tovarășii mei! Uite, am făcut inspecția generală a motor. Acum mai rămâne să repunem toate părțile, să verificăm uleiul. Hai să trecem la treabă. Mai întâi să începem cu filtrul de aer. 70%, bun. Capacul. Prindem. Să verificăm și uleiul. Aici a fost buba mare la curele. Am pus curele la loc. Hai să punem și filtrul de ulei, capacul, hai să verificăm uleiul, oh, n-are deloc ulei. Așa, iată. Bun. Ia-ți rabla de aici. Să mai te prind cu ea pe aici. Gata. Am revenit. Spune așa. Check and repair any defection in the car. Mașină. Să facem o performanță la chipul de tunare. Minim 10%. Aha. Ia să o verific. Oh. Jeep 4x4. Ia să vedem. Și la 100. Dar ce zice mașina? Pune la loc. Să verificăm calculatorul de bord. Așa, s-a finalizat tot. Hai să vedem cum stăm cu suspensia. Și cu capetele de bară. Așa.
Aceasta în bine, per total. Păi cum se vedea suspensia aia? Bine, capetele bar sunt în regulă. Verificăm și curelele de distribuție. Că toate sunt ok. Ah, ia uite. Găsit care la buba. Airflow. Da. Ah, 90% e bine. 90% e perfect. Hai să le punem la loc. Asta trebuie reparat. Hai să punem electromotorul la loc, că l-am verificat și pe ăsta. Să montăm airflow în asta. De ce șurub? Cam asta era defecțiune. Hai să și agrandăm chipul. Cred că vrea pe puțin 10% performanță. Acum e asta prea mare. Acum e perfect. Citire. Testăm. Trebuie
35% performanță. Sporită. Eu am fost Avi, vă salut, tovarăși.